Actualului manager al Spitalului Județean Giurgiu, dr. Mihai Petre, i-a expirat mandatul încă de acum câteva luni, însă postul nu a fost scos la concurs pentru că s-au invocat fel și fel de motive, inclusiv acela că nu există cadru legal. O lege în acest sens a fost votată de deputați încă din 25 martie, însă abia acum putem vorbi de un concurs în urma căruia Spitalul Județean Giurgiu să aibă o conducere cu acte în regulă. Astfel, în perioada 28 septembrie-1 octombrie, la sediul Spitalului Județean va avea loc concursul de management. Însă până pe 21 septembrie, candidații vor fi verificați dacă îndeplinesc condițiile stabilite în publicația de concurs. Candidații care se vor înscrie la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Județean Giurgiu vor avea de parcurs două etape. Susținerea unui test grilă pentru verificarea cunoștințelor în data de 28 septembrie la ora 11 și susținerea proiectului de management, timp de prezentare 15 minute, pe 1 octombrie 2015, completată de un interviu de selecție. Toate datele despre concursul de management pot fi obținute de pe site-ul Spitalului Județean Giurgiu. La concursul pentru funcția de manager al Spitalului de la Giurgiu se pot înscrie cei care sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății, cel puțin 2 ani vechime în posturile prevăzute cu studii universitare de lungă durată, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală, sunt apți din punct de vedere medical, nu au vârsta de pensionare și au achitat taxa de participare la concurs în valoare de 500 de lei. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Spitalului Județean Giurgiu până pe 17 septembrie, între orele 8-16.